Cezar. Iulius Cezar ar fi trăit într-o lume îndepărtată de noi, ale cărei raze ajung până la noi după 1000 de ani. Să ne chipuim de asemenea că Brutus astăzi îl ucide pe Cezar, iar noi stăm cu ochianele îndreptate spre acel pământ, spre acea stea. Acum nu vedem nimic. Abia după 1000 de ani vom vedea ceea ce acum, acolo, pe acel pământ, pe acea stea, se întâmplă acum. Pe de altă parte, să ne închipuim că toți oamenii, de pe toate corpurile cerești, stau cu ochianele îndreptate spre noi, unii mai aproape, alții mai departe, iar Brutus astăzi îl ucide pe Cezar. Cei de pe lună vor vedea lucrul acesta acum, cei mai departe mâini, cei și mai departe poi mâini, iar cei din văile universului după 1000 de ani. Raza care a căzut pe fața lui murindă călătorește în univers și ajunge pe toate corpurile cerești după milioane sau milioane de milioane de ani, pe rând, astfel încât tragedia lui Cezar troiește mereu, fără sfârșit. Această tragedie e vie, dar pururea într-un mediu nou. Pretutindeni, ea este un lucru care nu este, devine, crește, se duce, se întoarce, mai pleacă, mai apare. Deja, prietenii dragi, obișnuiți cu prezența noastră și cu distinșii noștri oaspeți, vă salutăm cu deferență și în această seară, îngăduiți, vă mulțumim cu asupra de măsură că ne permiteți să intrăm iarăși în spațiul de intimitate al căminului domniei voastre. N-ar trebui să mă încurc în vorbe pentru că oaspele nostru de seamă e atât de prețuit și iubit în universul cultural al țărișoarei, încât ar trebui să, cu deferență de bună seamă, să-i exploatăm virtuțile de ilustru povestaș în afară de profesionistul de calibrul ce se află. Am vrut îngăduit să vă spun seara bună sau când se va repeta emisiunea, vineri și sâmbătă, ziua bună, vă fericesc că sunteți niște norocoși astăzi, pentru că în vecinătatea noastră este nu altcineva decât domnia sa Ion Caramitru. Cu toată deferența, maestre, bine ați descălecat taman în conacul domnesc al Sucevei. Da, mulțumesc, mă bucur că sunt aici, da. E frumos să fiți aici. Închipuiți-vă câte fericire dăruiți căminelor în care intrăm. Știți ce senzație am în acest moment? Cam cea pe care o avut-o povestește Marin Preda asta, de țăranul care se duce în grădina zoologică din București și se uită o zi întreagă de dimineață până seară la o girafă, pentru că așa ceva nu avea în bătătură. Și seara pornește de acolo mai înțelept decât venise. Deci așa ceva nu există. Parcă m-aș pișca așa să vă văd dacă dumneavoastră sunteți alba în acest perimetru ferice seara asta pentru noi. Bine ați venit! Poftim? Bine ați venit! Bine v-am găsit! Da. Ultima oară când schimbarăm niște focuri, niște vorbe, vă mulțumesc și în numele acelei convorbiri. Erați oarecum într-un spațiu de vacanță, erați însă și domnia voastră la volanul BMW-ului negru și erați însoțit de domnița dumneavoastră și cei trei eram în vacanță mea ministerială
Nu? Erați ministru pe atunci? Și am vizitat șantierele deschise de Ministerul Culturii atunci. Și erați frumos flancat de cei trei cocone ai dumneavoastră. Exact, așa este. Ce mai fac copiii dumneavoastră? Am plecat atunci... Cu niște nume foarte frumoase, unui Mihnea, dacă mai țin. Am făcut ceva care nu se face. Ministrul are nevoie oarecare protecție, cel puțin așa se spune în sistemele de... Uzanțele. Da. Și am vrut să merg cu soția mea și cu cei trei copii să le arăt România în locurile unde eu am decis atunci, ca ministru, să refac monumentele despre care putem face vorbire până încă un secol, care păstrează identitatea noastră românească. Și pentru că nu mai aveam loc, m-am oferit ca șofer. Și am condus eu, e adevărat că și unul din băieții mei avea carnet și putea să conducă și el, și am plecat de la București, prin Buzău, am plecat în Moldova, am văzut toate șantierele din Moldova și Bucovina, am ajuns la Suceava, bineînțeles, ca apoi să cobor spre Maramureș, Borșa, prin pasul Prislop, să intru în Maramureș și să mă întorc spre București, prin Transilvania, mai precis, prin zona Branului, Brașovului, spre București. La ora aceea, Ministerul Culturii pe care conduceam deschisese vreo 360 de șantiere de restaurare a monumentelor istorice față de 30 și ceva câte le moștenisem de la predecesorul meu. Sigur că dacă ar fi să povestesc cum am reușit lucrul ăsta, ne-ar lua foarte mult timp. Oricum, bugetul pe care l-am obținut în primul an de ministeriat a fost de 30 de ori mai mare pentru acest domeniu. Am înființat Programul Național de Restaurare al Monumentelor și ca prioritate absolută, am cei 4 ani de ministeriat, i-am orientat în principal spre această direcție. Probabil că atunci ne-am întâlnit, ne-am oprit, aș spune, în absolut toate șantierele care le aveam atunci și a fost o vacanță activă și dacă cumva constructorii cu care am lucrat atunci văd această emisiune, ar trebui să le mulțumesc pentru înțelegerea care au avut-o față de mine de a lucra și fără bani, la un moment dat, bani pe care încă nu, sau mai precis, nu i-am avut spre sfârșitul mandatului și pe care am obținut dându-mi demisia ca ministru în guvernul Radu Vasile. Bani care mi se refuzase. Mi-am dat demisia, banii au venit, mi-am plătit șantierele și am plecat cu fruntea sus. Probabil că asta a fost perioada. Vreau să umanizez nițel discuția. Da, mi-a să-ți aminte de ceva care uitasem. Da, nu se uită. Vreau să vă întreb și îngăduiți-mi să vă propun asta. Vorbiți-mi nițel despre feciorii dumneavoastră. Am 3 băieți, de care cel mare, căsătorindu-se, mi-a dăruit și un nepot. Am vrut și o fată, n-a ieșit. Am 4 băieți acum, ca să zic așa. Un care de băieți? Da. Cel mare are 38 de ani în curând, 36 de ani, scuze, să mă ierte el că l-am făcut mai bătrân. Și este, face o carieră totul remarcabilă în domeniul financiar. Este reprezentantul pentru România și pentru Europa de Est a celei mai mari agenții de consultare financiară din lume. Se numește McKinsey, este americană și l-au apropiat acum 10 ani, ajungând într-o postură de maximă importanță în această firmă, care este unică în lume. Mai ca să știți pe ce este vorba, guvernele, statele importante care au investiții de miliarde și care caută consultanță de specialitate pentru investiții și pentru situații de faliment eventual și de alt tip de economie în mișcare,
apelează la această firmă, mai sunt și altele, dar asta este, se pare cea mai importantă, pentru soluții. Firma asta are de ani de zile, chiar mulți ani, inteligența de a angaja oameni foarte tineri și supradotați în domeniu. Și băiatul meu face parte dintre ei. Cel de-al doilea, care are 30 de ani, a făcut și el studii economice legate de legislație. Mai precis, are o diplomă de legislație economică internațională și recent a trecut un masterat în managementul IMM-urilor, cum se numește asta. Iar cel mic, care are 21 de ani, termină acum în toamnă o școală superioară de inginerie de sunet. Lui îi place partea asta de... Cam despre asta este vorba. Iar cel mic, nepotul, are 6 ani jumătate, deci nu pot să spun prea multe despre... Da. Și intra deja cum pas în clasa pregătitoare, da, pe semne. E tot așa. Dacă închid un ochi, văd mâna mea mai mică decât cu amândoi. Dacă aș avea 3 ochi, aș vedea o mai mare. Și cu cât mai mulți ochi aș avea, cu atât lucrurile toate din prejurul meu ar părea mai mari. Cu toate astea însă, născut cu mii și mii și mii de ochi, în mijlocul unor arătări colosal de mari, ele toate în raport cu mine păstrându-și proporțiile, nu mi-ar părea nici mai mici, nici mai mari decât în parazi. Să ne închipuim lumea redusă la dimensiunea unui glonte și toate cele din ea scăzute în analogie. Locuitorii acestei lumi, presupunându-i dotați cu organele noastre, ar vedea toate cele absolut în felul și în proporțiile în care le vedem și noi. Să ne închipuim în mii de mare același lucru, cu proporții neschimbate. O lume în mii de mică sau alta în mii de mare ar fi pentru noi toți la fel de mare. Da, dar obiectele pe care le privesc cu un ochi par mai mici, cu amândoi mai mari. Cât de mari sunt ele? Absolut. Cine știe dacă nu trăim într-o lume microscopică și numai făptura ochilor noștri ne face să o vedem în mărimea în care o vedem? Cine știe dacă nu vede fiecare toate cele într-un fel și nu aude fiecare sunet într-altfel și numai limba, numirea ce o dăm unui obiect, ce unul vede așa, altul altfel, ne unește în înțelegere. Limba, nu? S-ar vedea ca fiecare cuvânt să sune diferit în urechile diferiților oameni, numai individul același rămânând o aude într-un singur fel. Și într-un spațiu închipuit, ca fără margini. Nu este o bucată a lui, oricât de mare sau oricât de mică, numai o picătură în raport cu nemărginirea. Asemenea, în eternitatea fără margini, nu este o bucată a ei, oricât de mare sau oricât de mică, numai o clipă suspendată? Și uite cum, să reducem lumea la un bob de rouă și raporturile de timp la o picătură de vreme. Secolele din istoria acestei lumi microscopice ar fi clipe. Iar în aceste clipe, oamenii ar lucra tot atâta și ar cugeta tot atâta ca și evii noștri. Evii lor pentru ei ar fi la fel de lungi ca pentru noi ai noștri. În ce nefinire microscopică s-ar pierde milioanele de infuzori ale celor cercetători, în ce infinire de timp, clipa de bucurie. Și toate acestea, toate ar fi tot astfel ca și azi. În fapt, lumea este visul sufletului nostru. Nu există nici timp, nici spațiu. Ele există numai în sufletul nostru. Trecut și viitor sunt în mine
ca pădurea într-un sâmbure de ghindă și infinitul de asemenea, ca reflectarea cerului înstelat într-un bob de rouă, dacă am putea afla misterul pe care să ne punem în legătură cu aceste două ordini de lucruri care stau ascunse în noi, mister pe care l-au posedat cândva poate magii egipteni și asirieni, atunci în adâncurile sufletului, coborându-ne, am putea trăi aievea în trecut și am putea locui lumea stelelor și a soarelui. Iar că lumea este un vis, de ce ne-am putea oare să coordonăm șirul fenomenelor sale după cum voim noi? Nu este adevărat că există un trecut. Consecutivitatea este numai în cugetarea noastră, cauzele fenomenelor consecutive pentru noi. Același dintotdeauna există și lucrează simultan. Emisiunea noastră poate și un subtitlu frumos la poveste. Dumneavoastră sunteți un artist de calibru, un recitator de calibru. Spuneți-ne o poveste scurtă care să privească bunăoară parcursul dumneavoastră ministerial. A lăsat pagubă, a lăsat daune, v-a rănit ființa cea da. Intimă și profundă sau, cum spune Pleșu, zice, m-am nenorocit cât am funcționat ca sau cât am fost consilier prezidențial. Dar mi-a făcut tare bine la acumularea, la agonisirea de experiență. Asta provocat categoric. Problema Ministeriatului Culturii este una foarte delicată. L-ați pomenit pe Pleșu. Perioada lui de ministeriat, când noi îi reproșeam anumite lucruri, dar nu le face pentru cultură, el spunea, domnule, sunt în guvern situația de a nu mai ridica pretenții când aud ce se întâmplă în sănătate, în învățământ și în alte domenii suprasensibile ale neamului. Când se moare în spitale, când nu sunt medicamente sau când în învățământ copiii nu pot să meargă la școală și așa mai departe, eu nu mai pot să ridic pretenții culturale. Era sigur un mod de a spune că de fapt țara a fost și va fi în continuare într-o permanentă jenă financiară, mai mult sau mai puțin, și că sigur că de la cultură se pare mai ușor să tai. Și totuși nu e așa. Eu am demonstrat că lucrul ăsta nu e posibil. La modul foarte amuzant și trist și acid, sunt cel mai demisionat ministru al tuturor guvernelor care s-au succedat din 89 până acum. Am avut 4 demisii. Îmi place să spun că am avut 3 demisii de succes. Cea de-a patra e una încă necunoscută, o să o comunic și pe asta, dar 3 au fost de succes. 2 dintre ele au fost pe probleme financiare de buget ale Ministerului Culturii, care după demisiile mele s-a refăcut. Deci demisiile au fost de succes. Iar a treia a fost una evident politică, ca să zic așa, protest împotriva unui management absolut defectuos al guvernului condus de Radu Vasile și care a dus la înlocuirea lui. Cea despre care n-am vorbit până acum, cea de-a patra, este una care s-a petrecut chiar în decembrie, la prima sau a doua ședință de guvern, după ce am depus jurământul, când mi-am depus demisia, după ce se aflase în guvern că la solicitarea unui prieten de la Belgrad, un mare poet, președintele unui scriitor de la Belgrad și prieten cu mine și cu Nichita Stănescu, Puslovici? Poftim? Puslovici? Adam Puslovici, am scris o
o intervenție, o filipică, cum se numește, împotriva lui Milošević. Pentru că Pruslović, care venise la București și în timpul Revoluției și a încercat să ne ajute și care a făcut un film despre Revoluția Română, în care eu am fost erou principal, a venit la București și mi-a spus: noi acum suntem în situația României de atunci, suntem împotriva Milošević, tu care ai fost, ce ai fost, scrie ceva, spune ceva pentru împotriva lui Milošević. Am scris o filipică, fiind ministru în Guvernul României, la ora aia. Asta s-a întâmplat astăzi, el a luat trenul de noapte, a ajuns la Belgrad la a doua zi la prânz, la 12, la ora 1 era deja în piața centrală și a citit mesajul ministrului culturii din România, prietenul nostru Ion Caramitru, împotriva lui Milošević. La ora respectivă, Guvernul României avea relații și statul român relații bune cu... Amiabile. Amiabile, nu. Nu exista niciun conflict. Nu. Deci era o gafă de proporții, făcută de un membru în guvern. Nu aveam dreptul să fac. Sigur că atunci când, a doua zi după intervenția asta din piața de la Belgrad, am primit un telefon de emisor de externe și am fost întrebat dacă într-adevăr eu am transmis acest mesaj și eu am spus că da, secretarul de stat de la celălalt capăt al telefonului a gemut dramatic. Și am înțeles să zic ceva. N-aveam dreptul, și ce era absolut legal, impardonabil, să fac așa ceva. Trebuia să am avizul guvernului și a primului ministru. Era absolut aiuritor ce am făcut. Și chiar a doua zi a fost ședința de guvern, înainte să înceapă, eu mi-am prezentat demisia, am spus de ce îl demisionez. Deci eram ministru de 10 zile, de 2 săptămâni. Și am spus totuși, am niște circunstanțe atenuante. Eu n-am ajuns ministru pentru că sunt un politician de carieră. Nu fusese membru nici în Partidul Comunist și nici într-un partid care participa la alianța politică pentru guvernul respectiv. Eram singurul ministru fără de partid din guvernul din 97-2000. Da, oamenii au rebel, da. Așa. Și am spus, a fost și este și rămâne părerea mea vis-a-vis de ce se întâmplă în Iugoslavia, dar știu că n-am trebuit să fac lucrul ăsta și îmi depun demisia. Am circunstanțele atenuante ale celui care a ajuns ministru, nu pentru că participă politic la guvern, ci pentru că a venit din stradă, din mișcarea revoluționară din 89. Asta este argumentul prezenței mele aici. A fost o discuție de o jumătate de oră. Guvernul nu fusese sezizat oficial de la Belgrad, nu s-a petrecut nicio culme, niciun fel de rezistență diplomatică la declarația mea, altfel, când am făcut același lucru la Chișinău, președintele de atunci a chemat pe în altă ipostază, a chemat pe ambasadorul României și a protestat și m-a declarat persoana non grata în Moldova. Aici nu s-a întâmplat nimic. Câte vreme de la Belgrad nu a venit o protest oficial, guvernul României a mușamalizat această cauză. Și practic mi-au retras demisia. Nu mi-au primit-o, mai precis, ca să știți. Deci asta e o demisie, prima mea demisie. Celelalte au fost, cum vă spun, de succes. Două, pe plan economic, financiar, al bugetului Ministerului Culturii și al treilea, pentru a ne despărți de un ministru, prim-ministru incompetent, Radu Vasile. Da. Vă fuduliți la modul superior că n-ați fost de niciun fel partinic, dar iertați-mă, cred că a cântărit enorm de greu finala pe care a avut-o Constantinescu cu Iliescu, când dumneavoastră erați mentorul din culise. Așa este, da. Și întrebarea celebră pe care i-ați suflat-o. Da. Cum a fost? Spuneți-ne. Nu, deci... Ca să lămurim. Constantinescu a fost candidatul nostru. Eu am intrat Convenția. În PNCCD, am intrat, deci în guvern, fără a fi membru de partid, în decembrie și în decembrie 96, când s-a depus jurământul și am făcut cererea de intrare în PNCCD în august 97. Cât a fost campania electorală, eu nu eram membru de partid.
Dar era, funcționam în Alianța Civică, eram partizanul PNSCD-ului și a Monarhiei Constituționale Românești și cum Constantinescu a fost candidatul acestei viziuni politice de perspectivă românească, m-am angajat să-l ajut. El a acceptat lucrul ăsta și am fost instructor mentor, pe anumite lucruri. Mentor. Antrenor. Pe anumite lucruri. Pentru că da, întrebările au cântărit chestiunile care m-am ocupat eu vis-a-vis de el au fost chestiune de prezență și de argumentație. Prezența însemnând modul de a se comporta în fața camerelor de luat vedere în special și lucrul cel mai important a fost că i-am sugerat și aceste sugestii au fost de succes ca la prima întâlnire, că au fost trei în doi, în turul doi cu Iliescu, să-l întrebe dacă crede în Dumnezeu, lucru pe care l-a făcut și Iliescu, dacă ține minte... A scăldat-o, da. Nu că a scăldat-o, s-a demascat. Pentru că declarase nu cu mult timp înainte că e liber cugetător, adică că e ateu. Într-o țară profund credincioasă cum e în România, nu poți să pretinzi să fii... Să comenduiești. Mentor. Și la ultima întâlnire, la a treia și ultima înainte de scrutin, i-am spus să-l întrebe dacă nu e frică de Dumnezeu. Deci dacă crede în Dumnezeu la prima și dacă nu e frică de Dumnezeu la ultima. Și au fost întrebările de succes. Povestea cu călugărul Vasile, pe care el a adăugat-o la a treia întâlnire, nu mi-aparține. A fost un supliment, după părerea mea, mai puțin important, care nu a adăugat nimic. Dar a contat foarte tare. Vedeți, în aceste confruntări, la limită, mi-amintesc de confruntarea Băsescu-Adrian Năstase, în care Băsescu a avut două intervenții de mare succes. Întâi l-a întrebat dacă e vânător și l-a spus că da, și i-a pus întrebarea: bun, dar când împuști o căprioară, nu te uiți în ochii ei, că tot ai luneta acolo, nu-i vezi ochii ei în genul, cum poți să o împuști? Cum poți să tragi într-un animal nevinovat? Cu ce scop? Care este sentimentul tău de bază? Perfect. Logic. Și celălalt cu miezul nopții... A doua, care nu era o întrebare, ci era doar o concluzie de final, care a fost, după părerea mea, genial, care a spus ce păcat pentru poporul ăsta că trebuie să aleagă acum între doi foști comuniști. Mai țineți minte asta? Da. Contează foarte mult. Sigur că a fost mai bine că l-am ales pe Băsescu împotriva lui Năstase și tot mai bine a fost că l-am ales pe Băsescu împotriva lui Joana. Asta este convingerea. Și la ceasul de față ce convingere poftim? Aveți? La ceasul de față, acum. Ce convingere aveți? Deci, eu m-am retras din orice comentariu al zilelor noastre, pentru că trăim o perioadă care nu poate fi comentată decât prin a-ți lua singur bere gata. Ceea ce se întâmplă în România astăzi este... suicidar. Nu poți să spui sub orice critică, este sinucigaș. Nu se poate ca o societate ajunsă la putere să producă asemenea aberații legislative, asemenea aventuri pe spinarea unui popor și a unui destin economic și așa complicat, ca să nu spun altfel, încercând să scape de o persoană. De o dracu, de persoană. Oricum se scapă temporal de ea. Îmi place cuvântul să scăpa. Da. Asta este problema României de acum, să se scape de Băsescu ca persoană, sau este problema României de a se regrupa, de a recupera și așa mai departe. Am ajuns în situația ca puterea de azi să nege apartenența României la NATO și la UE. Pur și simplu. Nici mai mult, nici mai puțin. După 60 de ani de coșmar comunist, să ajungem în mai devreme decât ne-am fi putut imagina. Eu cred că sunt niște evaluări pripite, pentru că parcursul este atât de puțin... Nu poți fi pripite. Când primul ministru și președintele chiar interimar face declarații de acest gen, asta angajează statul... Au trecut abia câteva luni. Angajează statul român. Nu e vorba de... Este ceva de un amatorism. Cine ești tu, Eminescule? Pe un
Cine ești tu, bă, Eminescu? Cine sunt eu? Pe afacerea lumii? La apariția ei, Dumnezeu a greșit cu unul. Ăsta am fost eu. Este o minune care nu există în realitate, ci este doar umbra unei greșeli. Cine sunt eu? Eu sunt o ocazie a crimei, un maestru al răutăților, păcătosul păcătoșilor, iar numele meu, Avar. Numai că numele ăsta nu înseamnă nimic, părinte. Nu înseamnă că am neguțătorit cu sânge omenesc. Nu înseamnă că am fost fur de morți. Nu înseamnă că am fost fără de nicio lege și fără de niciun respect. Eu pun destinul acestei lumi într-o inimă de om. Eu nu exist. Sufletul lumii este eul. Fără eu nu există timp, nu există spațiu, nu există Dumnezeu. Fără ochi nu e lumină. Fără auz nu e cântec. Ochiul e lumina. Auzul e cântecul. Euul e Dumnezeul. Dumnezeu, El este pretutindeni. Are timpul, are spațiul, dispune din întreaga energie a Universului. Omul reflectă în mintea lui toate calitățile lui Dumnezeu. Eu e Dumnezeu. Națiunea mea e lumea. Cum fără eu nu există Dumnezeu, tot așa fără națiunea mea nu e lume. Ce-au fost românii pe când eu n-am fost? Ce vor fi ei pe când eu n-oi mai fi? Un ce fără soartă? Un cap fără zenit? Oh, Doamne! Și totuși menirea noastră a fiecăruia este să ne căutăm mereu, mereu pe noi înșine. Azi a venit la mine acolo, înainte de spectacol, un domn foarte distins, un pitic de aici, care mi-a spus, uite, eu sunt artist, amator, adevărat, mi-a zis, zice, joc în filme, am jucat roluri și la teatre din București, fiind pitic. El e o persoană extrem de onorabilă. Țiu minte că la Paris, marile spectacole ale Parisului, acum nu știu câți ani, făcut de Lucian Pintilie cu prințesa Turandot, el a avut ideea genială de a face distribuție numai din pitici, adunează mai multe țări europene, a avut 20 și ceva de pitici, cu care a făcut spectacolul respectiv. Și care a avut un succes uriaș. Uriaș. S-a vorbit și se vorbește și acum despre el. Adică sunt oameni mai mici decât noi ca înălțime, dar la fel de inteligenți și la fel de talentați. Omul m-a întrebat, la modul foarte civilizat, dacă el fiind artist, chiar amator, poate deveni membru UNITER. Le interesa să devină membru al Uniunii Oamenilor de Teatru din România. Și am spus, îmi pare rău, ești amator, ai studii de specialitate? Nu. Zic, uniunile de creatori sunt uniuni ale oamenilor cu studii superioare de specialitate. Nu se poate, îmi pare rău. Bine, asta am vrut să știu, a fost super onorabil. Așa este și cu povestea asta. Nu poți să tratezi politica amatoricește, cum se întâmplă acum. Nu poți să te pretinzi membru în Uniunea Europeană, cum el nu se poate pretinde membru în UNITER, de maniera asta. Da. Aș ridica mâna, dacă îmi permiteți, cât sunt eu de magistru. Îmi răsare atât de bucuros în minte, apropo de studiile piticului sau nu, că devine cam așa. Țăndărică a fost ilustru și nu știa să-i scălească măcar. Și se spune că l-ar fi întâlnit Chaplin pe Țăndărică și i-ar fi spus, bă, dacă tu ai fi avut școală, eu nu mai existam. Da. Mi-a plăcut sugestia. Aș închide paranteza. Aș deschide, aș rămâne tot
în, să lămurim, pentru că sunt chestiuni cruciale și e bine să le fac voci autorizate. Când ne-am dus către sfârșitul Revoluției, ați binevoie să ne mai spuneți odată scena aceea de a deschis ea Revoluția Românească cu cuvintele lui Dinescu și cu îndemnul bărbătesc al domniei voastre. Mircea, cu tare... Arată că lucrezi, nu fă-te că lucrezi, cum au speculat alții. Am glosați inițial pentru îndreptarea folclorului. Păi nu, eu m-am întâlnit cu Dinescu în Studio 4. Eu am venit cu revoluționarii de la Piața Romană, prin Bulevardul Ana Ipătescu, și el a venit din spatele televiziunii, în strada Bitoria, unde locuia, cu alții. Și ne-am întâlnit în Studio 4. În Studio 4, ca să rezum, intraseră vreo 40 de persoane, cred, supra-excitați, nebuniți, cu un sfert de oră mai devreme, sau 20 de minute, trecusem prin sub elicopterul în care zbura Ceaușescu, din care s-au aruncat manifeste pro-comuniste și așa mai departe. Ceaușescu era liber, pleca undeva unde nu știam, nimeni nu știa cu ce putere se va întoarce, dacă va avea puterea să întoarcă istoria. Și am ajuns la Studio 4 și am dat acolo, ca zic așa, quasi sinucigaș. Noi nu știam ce se întâmplă. În Studio 4, ulterior, văzând, erau și securiști televiziunii, în civil, unii aveau și bransarde de mari revoluționari care stăteau cu noi acolo, pândind ce se întâmplă. Pentru că Ceaușescu, încă o dată, vă spun, era liber. În situația în care Ceaușescu se întorcea și recupera puterea, noi eram puși la zid primii. Apărusem și bătusem câmpii acolo. Automat. În situația în care Ceaușescu nu s-a mai întors și revoluția anti-ceaușistă și comunistă a câștigat, ei au devenit și ei revoluționari cu certificate. Deci oamenii jucau la două capete. În situația aia, când intrând, ni s-a spus că nu există energie, curent să se transmită și au fost preț de vreo 10 minute în care am bântuit pe acolo supra-solicitați de situația în care ne aflam. Când peste 10 minute ni s-a spus că se poate emite și ne-au adunat în jurul unei mese acolo, după ce eu insistasem pe lângă Dinescu să scrie ceva, pentru că dintre toți oamenii care erau acolo, mai pe el îl cunoșteam. Și era singurul om de carte, de condei. La început a fost cuvântul. Da. Și el s-a apucat să scrie pe o cărdețel care l-avea. Când ni s-a spus să poate emite, au uitat complet de cărdețel și ne-au adunat acolo. Secunda aia, văzând că el nu are carnețelul pe care scrisese, m-am dus, l-am luat și l-am dat în mână și am spus: Mircea, arată că lucrezi, am spus. Când s-a dat un an mai târziu aceste imagini care au fost filmate, de fapt, în secret, noi n-am știut un an de zile că aceste 10 minute, sau câte au fost, care ni s-a spus că nu există curent sau energie de transmisie, noi am fost filmați pe ascuns, cu camere de luat vedere. Securiștii din spate, care nu știu ce să facă, au spus să mai amâne emisiunea, dar să ne filmeze, ca să ne aibă oricum la dispoziție în caz de întoarcerea puterii. Și am fost filmați cu asupra de măsură, cu atenție mare. Ba chiar unul din operatorii care am vorbit mai nou la Timișoara și care a fost în Studio 4, mi-a spus că au primit ordine în căști să întoarcă camerele și 180 de grade să arate și ce în spatele camerelor. Încât tot ce mișca în Studio 4 să era fie o ramă. În situația aia, un an mai târziu, când Răzvan Todorescu și Tatulici, care conduceau televiziunea respectivă, au inaugurat serialul Revoluția în direct, au pus ca moto, fără explicație, aceste 5 minute cât au fost, în care a apărut și cei care au văzut și au auzit cum au auzit, au convertit arată că lucrez cu fă-te că lucrez. Deci dacă asta vă interesează, v-am spus. Vreme trece, vreme vine, toate sunt vechi și nouă toate, ce e rău și ce e bine, te întreabă și sucoate. Nu spera și nu ai teamă, ce e val, ca valul trece,
de te îndeamnă, de te cheamă, tu rămâi la toate rele. Ce? Multe trec pe dinainte, în auz, ne sună multe. Cine ține toate în minte și-ar sta să le asculte? Tu așează-te deoparte, regăsindu-te pe tine, cât cu zgomote deșarte, vreme trece, vreme vine. Nici înclina ei limbă, recea cumpăna gândirii, înspre clipa ce se schimbă pentru masca fericirii, ci din moartea ei se naște și o clipă ține. Poate, pentru cine o cunoaște, toate svechi și nouă, toate, privitor ca la teatru, tu în lume să te închipui, joace unul și pe patru, totuși tu ghicive echipui și de plânge, de se ceartă, tu în colț petreci în tine și înveți din a lor artă ce e rău și ce e bine. Viitorul și trecutul sunt a filei două fețe. Vede în capăt începutul cine știe să ne învețe. Tot ce a fost ori o să fie, în prezent le avem pe toate. Dar de-a lor zădărnicie te întreabă și socoate, căci acelorași mijloace se supun câte există. Și de mii de ani încoace lumea veselă și tristă, alte măști, aceeași piesă, alte guri, aceeași gamă. Amăgit atât de adese, nu spera. Și nu ai teamă, nu spera când vezi mișei la izbândă făcând punte, tu între cele tărăi, chiar de fi cu stea în frunte, teamă n-ai că tabor iară între dânsii să se plece. Nu te prinde lor, tovarăși, ce e val, cavalul trece, cu-l cântec de sirenă, lumea întinde lucii mreje, ca să schimbe actori în scenă, te momește învârteșe. Tu pe alături te strecoară, nu băga nici chiar de seamă, din cărarea ta afară, de te îndeamnă, de te cheamă, de te ating, să feri înlături, de culesc să taci din gură, ce mai vrei cu tale sfaturi, dacă știi a lor măsură, zică toți ce vor să zică, treacă în lume cine o trece, ca să nu îndrăgești nimică, tu rămâi la toate rece. Tu rămâi la toate rece, de te îndeamnă, de te cheamă. Ce val, cavalul trece, nu spera și nu ai teamă. Te întreabă și socoate ce e rău și ce e bine. Toate sunt vechi și nouă toate. Vreme trece, vreme vine. Știți de ce vi sunteți iarăși foarte drag? Din multe pricine, dar pentru că în 1988, la Gălănești, Putna, da, pe traseul ăsta, ne-ați recitat în Ateneul Cultural din Gălănești, doină, superba doină Eminescu. Și la Putna am făcut-o în 89 și la Botoșani. Da, n-am pățit nimic. Iată, aș spune ceva care să... Să amprenteze cumva, dacă îmi dați voie, ființa dumneavoastră. Aici, și să duceți mai departe de spusa aceasta pe care eu am cules-o din învățămintele unui înțelept, care spune cam așa, se leagă și de ce ați povestit de onăs. Nu mi-e frică de Dumnezeu, mi-e frică de lipsa Lui. Da. Nu, credința Dumnezeu este fundamentală. Dacă nu trebuie să fii habornic pentru asta. Habornicia poate să devină periculoasă pentru că creează alte relații interumane. Dar credința sinceră în Dumnezeu este cea care îți orânduiește viața. Pentru că ea, viața, câte vreme accepți spiritual, că există o instanță superioară și există un Dumnezeu care a creat lumea și prin crearea lumea și pe tine și te-a pus în ordinea firească a evoluției umane, faptul că accepți această ierarhie, accepți posibilitatea de a te exprima genial. Numai cei care cred în Dumnezeu pot să atingă perfecțiune. Ateii pot să fie cinici,
pot fi, ca zic așa, științific reglementați, dar nu au farmec. Teoriile lor nu sunt acceptate spiritual. Chiar dacă, eu știu, cel care a descoperit modul în care este constituită apa între carbon și hidrogen, poate să zică că o formulă asta nu ține de divinitate. Aici nu o să-l întrebăm pe Adrian, da. Nu se veni niciodată de formula apei. Da, nu, nici nu vreau să aud el. Dar credința în Dumnezeu este credința în farmec uman, în construcția genului uman, care nu poate fi decât reprezentarea divinității în toți la un loc și în fiecare în parte. Pentru că nimeni nu poate pretinde supremația absolută în materie de spirit, de cultură, de știință și așa mai departe. Totul se comportă sau devine posibil prin asocierea energiilor comunității. Și de aici încolo nu poți să spui decât că Dumnezeu face treaba asta la modul științific, dacă vrei. La modul artistic, da, v-aș coriza. Da. Și mai sunteți, iarăși foarte drag, dacă îmi permiteți, și nu vorbesc numai numele și prenumele personal, că sunteți Armân. Da. Și mi-a fost foarte dragă doamna profesoară și sora lui Toma Caragiu, Matilda Caragiu Marioțeanu, una din cele mai distinse profesoare de filologie. Așa este. Și mi-e foarte drag că sunteți neam bun cu Hagi, a fost cu familia Toma Caragiu, a fost Caragiu, ca frații. Da? Și că vorbiți Toma. Foarte frumos de... Da. Toma a fost ca fratele meu mai mare. Între noi a fost o relație cu totul remarcabilă și bogată și semnificativă. A fost o mare, mare neșansă ca omul ăsta să moară înainte de a împlini 52 de ani. Da. Împreună cu Bocăneț, cel de la Stupca, da, lui Ciprian. De la 52 de ani împliniți, mai ar fi împlinit 52 de ani în august 77, el a murit în martie. Dar nu vreau să o comentez spune... asta. Fac să crezi că după poartă zaci o întreagă țară moartă. Intri în undă, sui pe treaptă. Deci nu știi ce te așteaptă. Când acolo, sub o faclă, doarme un singur rege răracl. Făclie de veghe pe umezi morminte. Un sunet de clopot în orele sfinte. Un vis ce-și moaie aripa n-amar. Astfel ai trecut de-a lumii otar. Trecută când noaptea e câmpie senină, cu râuri de lapte și flori de lumină, când norii cei negri par sombre palate de luna regină pe rând vizitate, te văd ca o umbră de argint strălucită, cu aripi ridicate la ceruri pornită, suind palid suflet al norilor schele, prin ploaie de raze, prin soare de stele, o rază te înalță, un cântec te duce, cu brațele albe pe piept puse cruce, când torsul se aude la vrăjilor caier, arginte pe ape și aur în aer, văd sufletul scandit prin spațiu cum trece. Privesc apoi lutul rămas, alb și rece, cu haina lui lungă culcat în sicriu. Privesc asurâsul ți rămas încă viu și întreb al meu suflet rănit de îndoială, de ce ai murit, înger, cu haina cea pală? Partea cea mai sensibilă a acestei seri, acolo muzeul satului din Suceava, cetate. Chiar dacă pe fundal erau bannerele sponsorilor care nu trebuiau să fie acolo în ceea ce ne privește, dar faptul că eram în natură și în spate era pădurea care susura și versurile deveneau parcă mai palpabile decât într-o sală clasică de teatru, am avut
una din marile mele bucurii artistice care le-am trăit în ultima vreme. E pentru prima oară când fac acest spectacol în aer liber. Și mi-a fost foarte teamă. Cred că va fi un fiasco. Dar cu primele vorbe care le-am spus, am simțit că acolo funcționează ceva care e al locului, al sfințenii acestui loc, unde vrem, nu vrem, trebuie să acceptăm că s-a născut Mihai Eminescu, care nu e altcineva decât cel care ne-a dat dreptul să trăim și să vorbim cea mai frumoasă limbă literară românească. Purtă nostalgia recitalurilor pe care le-ați făcut cu Johnny Răducanu. Hai altă poveste. Să ne oprim. Vă spun formula de reverență în limba domniei voastre. Da. Ușor întoarsă așa. Da. A la cănuță om sucit. Bură de amarețe, e bună dimineața, dacă știu bine. Bună seara, cum se spune? Bună seara. Bună seara. Bună seara, prieteni noștri, pentru răbdarea proverbială și pentru gentilețea de a ne fi urmărit. Maestre Caramitru, e o cinste cu totul aparte prezența domniei voastre în cetate, în urbea Sucevei. Știu că făptuiți lucrul acesta cu multă participare afectivă, cu o frecvență tare bună. Dacă binevoița ne rosti un cuvânt către cei care au avut... Nimic, dar mă bucur că atunci când vine această zonă minunată care este marcată de istorie și de frumusețe, sunt, aș spune, gata să mai fac ceva pentru a contribui la bunăstarea acestui loc. Am făcut-o cât am putut ca ministru, încerc să o fac acum ca artist și m-am bucurat că astă seară publicul pe care l-am avut acolo a fost, spun așa, reactiv și bucuros să audă ceea ce Eminescu a conceput nu numai în poeziile cunoscute, ci și în manuscrisele lui, ca veșnic student și ca spirit tutelar al neamului nostru. Și cu asta am încheiat. Omul de plin al culturii române. Da. Mulțumesc tare frumos tuturor!